Stimați oaspeți, domn, doamne și domn, vă mulțumesc din suflet că ați venit, m-ați onorat cu prezența dumneavoastră de ziua mea de naștere. Am plecat din România acum 73 de ani, când eram încă, pot să zic, copil. M-am străduit să păstrez limba cu care am crescut, cu limba cu care am citit sute și sute de romane, și limba cu care m-am inițiat în lumea cercetărilor și în cunoștința lumei întregi. Am încercat să păstrez această limbă pentru dragostea care o port limbei românești, atât pentru că a fost canalul prin care mi-am format personalitatea și din pricina frumuseței ei, sonoritatea și farmecul ei deosebit. Într-adevăr, eu sunt născut în Dobrogea și toată viața am rămas dobrogean. Deși mi-am petrecut cea mai mare parte a vieții mele în afara Dobrogei, totuși petecul acesta de pământ este adânc înrădăcinat în mintea și sufletul meu. Deci, eu mă consider mai presus de toate dobrogean și, după aceea, turc, tătar, român, american și mai alte identități cu care am fost înzestrat și cu care am trăit în deplină armonie. Într-adevăr, pentru mine Dobrogea este un locaș sfânt. În camera mea de lucru atârnă pe perete harta Dobrogei zilnic. Deci, harta reamintește de Dobrogea, așa cum pronumele meu de Carpat, pe care l-am luat când am luat cetățenia turcă, îmi reamintește de România. Deci, eu am trăit cu multe identități la oaltă și care mi-au îmbogățit viața. Da. Dobrogea a fost numită Moesia de către roman. Și apoi au venit pe cinezii, cumani, bulgari, turci, români, tătari. Toți au trăit pe meleagurile
Dobroge, care a format pentru toți o amintire de neuitat. Așa cum Regina Maria și-a lăsat inima la Balcic. Da, într-adevăr, precum știți, inima ei, după moartea ei, în 1938, a fost înmormântată la Balcic, în Dobrogea. Deci, Dobrogea are farmecul ei, puterea ei enormă de a rămâne adânc în sufletul oamenilor care au trăit acolo și trăiesc acolo. Eu am fost elev la Megidia. Pentru mine, Megidia este tot atât de importantă ca Babadacul, orașul meu de aproape, sau satul meu natal, Armutlia, sau Turda de azi. Nu pot niciodată să uit anii mei petrecuți la seminarul din Megidia. Într-adevăr, acolo am citit romanele lui Sadoveanu, Liviu Rebreanu, poeziile lui George Coșbuc sau povestirile lui Ion Slavici. Toți aceștia și mulți ani sunt la baza personalității mele, a cunoștințelor pe care le-am căpătat. Deci Megidia, și sunt mândru să spun că sunt cetățean de onoare a Megidiei, are un loc de neuitat, adânc în sufletul meu, fiindcă acolo, cum am spus, am pus bazele personalității mele, cunoștințelor căpătate acolo, care au format baza omului care a devenit ce este astăzi. Dar vreau să spun încă ceva. Românii și-au luat numele direct de la romani. Noi turcii din Turcia, născuți în țările balcanice, ne zicem rumelii, adică veniți din țara romanilor. Deci avem ceva în comun cu românii, romanii, și un trecut pe care îl împărtășim împreună. Da. Am muncit toată viața mea, fie ca istoric, fie ca om a științelor sociale, sau chiar un student al literaturilor din lume. Da.
Am scris cât am putut despre trecutul turșilor, dar și trecutul României. Îndeoseb, sunt foarte fericit că articolul Dobrogea din Enciclopedia Islamică, care se tăpărește la Istanbul și a publicat până acum peste 40 de volumuri, articolul Dobrogea l-am scris eu, așa cum am scris articolele despre Eflac, adică Țara Românească sau Valahia, și Erdel, adică Ardealul sau Transilvania. Deci, în munca mea intelectuală se reflectă și trecutul meu petrecut în Dobrogea, în România. Tot trecutul acesta, mai ales trecutul meu în Dobrogea, la Megidia și în România, a lăsat urme adânci care s-au perpetuit dând roade toată viața mea. A spune multe și multe, dar vreau să închei această scurtă cuvintare mulțumindu-vă încă o dată că m-ați onorat cu ocazia aniversării nașterii mele și sper să vă întâlnesc în persoană pe toți la anul viitor și să vorbim față în față și să ne cunoaștem și să ne iubim mai bine. Mulțumesc din tot sufletul.